1.200.000 de bilete s-au vândut deja pentru cupa mondială din Qatar. Cererile ar fi fost astronomice. Vă amintesc o țară primitivă care nu se află încă în secolul XIX. Uh, undeva, la bariera secolului 17-18 va organiza o cupă mondială la fotbal la sfârșitul acestui an. Dincolo de scandalul. Muncitorilor măcelăriți pe stadioanele în construcție, de tip canalul Dunăre-Marea Neagră, pe vremea lui Neanicu. Acum, apărătorii relațiilor interumane au sărit ca arși pe faptul că uh, relațiile de orice tip, atenție și pentru Anita să nu numai pentru domnișoara Brad, relațiile de orice tip în afara căsătoriei sunt excluse în uh, Emirat. Unul dintre cele mai retrograde țări ale lumii, una dintre cele mai retrograde țări ale lumii, o catastrofă pentru democrație, dar asta este în urma corupției, în urma șpăgii, la da, lucruri evidente. Qatar a reușit să câștige simpatia FIFA și, evident, să poată să organizeze un campionat mondial, este doar începutul pentru că fiind o țară încă bogată, măcar 30-40 de ani, Qatarul mai poate să mai organizeze câteva ediții de Cupa uh, Africii, de Liga Campionilor, dacă războiul din Ucraina și penuria alimentară vor seca vestul Europei. Uh, Campionatul mondial al cluburilor și așa mai departe, o sumedenie de alte competiții. Uh, Qatarul ne stă la dispoziție din punctul ăsta de vedere. Atâta doar că nu avem voie să zicem nimic despre ei. Deci tu nu ai voie să te duci acolo să protestezi că nu te lasă ea să umbli în chiloți. Foarte interesant însă în Europa, când vin astfel de cetățeni, au toate drepturile din lume. Noi nu avem voie să le spunem nimic, nu avem voie să le facem nimic. Dacă poartă în semnele respective, dacă au fața acoperită, dacă cear șaful ăla, n ai voie să le faci nimic. Vedeți totuși că este o non-concordanță evidentă aici? Păi și atunci acolo de ce sunt îngăduite? Europenii de ce nu protestează? De ce nu fac nimic? Sau americanii, sau australieni, sau cine se mai deplasează în zonele respective. Nu ești căsătorit, n-ai voie să stai cu el sau cu ea în aceeași cameră. Relațiile de același sex nu sunt îngăduite în niciun fel în Qatar. Doi bărbați care s-ar ține de mână pe stradă sunt imediat biciuiți. 99 de lovituri de bici practic, din oficiu. Cred că dacă e vorba de două muieri, chiar și mai mult. Toate lucrurile astea care stânjenesc diplomația europeană, însă aceasta... Nu -am, am auzit niciun președinte să stea să vorbească 10 minute cum vorbesc eu acum. Oare de ce? N-au curajul, n-au competența. Ce îi descurajează? De ce nu se așează la o masă să spună lucrurile astea pe șlau? Uite, domnule, eu ca președinte al țării nu recomand, că eu n-am puteri sunt într-o democrație, președintele, este o paiață. Dar eu nu recomand naționalei de fotbal la țării mele să se deplaseze în acest Emirat dacă condițiile, aceste condiții nu sunt îndeplinite acolo. Pentru că eu sunt nevoit la Bruxelles să dau jos bradul din Grand Place ca să le fac pe plac celor cu cearșaful până uh, sub ochi, ah, ca să mă comport uh, democratic pentru toată lumea. Trebuie să-i las să sare în piscină îmbrăcați în costumele alea ale lor imposibile. Dar acolo când mă duc n-am niciun drept. Este niște discuții sterile ale unei societăți care își bate joc de oamenii care o aleg. Asta este până la urmă lumea în care trăim.